Grevă la o fabrică de confecții din Satu Mare. Angajații au refuzat să mai lucreze astăzi pentru că patronul le-a tăiat din salarii. Oamenii susțin că nu vor începe munca până nu își primesc banii înapoi. Sute de angajați s-au strâns în curtea fabricii pentru a-și cere drepturile. Aceștia sunt supărați că au fost penalizați cu 10% în condițiile în care venitul mediu al unui confecționer nu depășește 1.500 de lei. Ne-au diminuat salariile cu 300 de lei, nu mai reușim să ne plătim cheltuielile. Avem copii de crescut, avem părinți bolnavi acasă, trebuie să-i întreținem. Dacă nu se poate să ne plătească cum ne-am înțeles în contractul de muncă, să ne spună, domnule, căutați-vă de lucru, că noi nu putem să vă plătim. Așa ceva nu se poate, lucrez și eu și soția aici. Și apropo, noi muncim pentru Occident și luăm salarii din Afganistan, nu? După 2 ore de negocieri, liderul de sindicat a anunțat că reducerile au fost determinate de neîndeplinirea planului. E posibil ca din 420 de persoane să fie doar 240 productivi, iar restul deservesc producția. Dat fiind faptul că sunt foarte mulți care deservesc producția, nu sunt bani de plătit salariile. Am ajuns în situația în care suntem în minus și pentru că nu au fost atâta realizare la nivel de fabrică, s-a luat hotărârea de către conducere să se plătească orele suplimentare de sâmbătă doar la acele echipe care au făcut plan peste 90%, iar cei care sunt sub 90% să nu li se plătească orele de sâmbătă, doar bucățile cele efectuate. De acolo a pornit un întreg scandal. Angajații susțin că ei lucrează peste program și sunt plătiți mai prost. Vin înăuntru dimineața și plec la 3 și 4. Sunteți lidera noastră de sindicat. Uite, fetelor. Fetelor, eu o să merg, o să vorbesc. Noi nu avem dreptul la 10 zile să merg cu copiii în vacanță. De ce n-avem dreptul? Ca și celelalte firme care lucrează în confecții. Pentru ce? Pentru că voi lucrați în România. Noi n-avem voie să venim. Noi n-avem voie nimeni. Nu se mai poate așa. Pe lângă faptul că nemulțumirile sunt legate de salariul mic și orele suplimentare neplătite, aceștia au scos la iveală o altă problemă. Majoritatea dintre ei suferă de o alergie a pielii din cauza materialelor folosite. Deocamdată nu se va schimba nimic la nivelul angajaților, doar la nivel de conducere. Oamenilor li s-au promis îmbunătățiri abia după ce noul director va fi instalat în funcție.